După ce s-a terminat emisiunea de astăzi, Andreea a avut o surpriză de ziua ei. A fost chemată pentru că a venit cineva să o vadă. Doamna Crina se întreba oare ce surpriză o avea Andreea dacă au venit părinții. Într-adevăr, așa era. Andreea s-a întors în bucătărie cu un tort și un buchet de trandafiri. Apoi a mers și și-a luat părinții, s-a întors în bucătărie să facă și aceștia cunoștință cu doamna Crina. Era acolo și Luiza, am văzut că părinții Andrei au făcut cunoștință și cu ea, s-au pupat, s-au îmbrățișat. Apoi doamna Crina s-a ridicat și a făcut cunoștință cu mama și tatăl Andrei. Tatăl Andrei avea un buchet de flori și pentru doamna Crina. O surpriză frumoasă astăzi pentru că este ziua Andrei. Au venit să o vadă, să o îmbrățișeze, să-i spună la mulți ani și cu siguranță va face cunoștință și Bogdan cu părinții Andrei cu această ocazie.